poate, ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic în deșteptarea la Europa FM. 800 de euro este valoarea maximă a premiului de astăzi. Plecăm de la 100 și dublăm până la 800. Nu noi, ci Marius din Hunedoara. Bună dimineața, Marius! Salut, Marius! Bună dimineața tuturor și tuturor radioascultătorilor Europa FM. Bine, ai venit! Da, s-a ridicat și ceața la Hunedoara, a ieșit soarele. Excelent! Mă bucur pentru toți hunedorenii. Noi avem un grup puternic de susținători din Hunedoara de acolo. Îi salutăm pe această cale și pe ei. Și, Marius, sperăm să fii și tu un membru al fan-clubului Hunedoara. Marius? Da. S-a lăsat ceața la loc. Ce faci, Marius? Acasă, la serviciu? Deocamdată acasă. Am înțeles. Cu cine? După amiază la serviciu. Cu cine acasă? Cu soția, bineînțeles. Cu soția. Ea mă scrie în fiecare dimineață. Da, ce bine, dar de ce nu se înscrie pe ea și te înscrie pe tine? Se înscrie și ea, dar e mai puțin norocoasă. Ah, ok. Bravo. Cum Bravo. Se numește soția? Felicia. Felicia. Bună Felicia. Bună Felicia. Ce zodie e Felicia de așa ghinionistă? Nu știu. Chiar mi-am pus și eu întrebarea de multe ori. Greșit. Pe ea întreabă acum, în direct. Ce zodie? E vărsător. Ai văzut? Da. Deci vărsătorii aveți grijă la înscrierile în concursuri, că nu e treabă. I-a arătat făcălețul și și-a adus aminte. Vărsător. Da, mai înainte, cu jumate de oră, i-am spus că astăzi câștigă. Da. I-a arătat polonicul dacă e vărsător. Corect. Cât bravo. Felicia. Foarte optimistă, da. Da, da, da. Păi are și de ce, că nu e greu deloc nici azi. Bine, n-ați făcut o estimare. Felicia, n-ai făcut o estimare cam cât câștigă Marius astăzi? 100 de euro e suficient. Tristețe, cum? 100 de abia început. Și asta, mă, cum facem? Adică te-ai chinuit, tata, ai și ghinion, îl trage numai pe el? Și acum, după ce ați intrat în direct, vă opriți la 100 de euro? Da. Vă pun direct întrebarea de 800 atunci. Ăsta nu-i joc de 100 de euro. Bine, făcut ceva. Începe cu ultima întrebare, da. Marius, avem totuși 4 întrebări astăzi, pregătite special pentru tine. Plecăm de la 100 de euro și putem ajunge la 800. Nu e nimic complicat în jocul de astăzi, crede-mă. Poți să te gândești de fiecare dată, după fiecare răspuns corect, dacă mergi mai departe sau nu, dar te rog să o faci, adică chiar să te gândești și să-i în calcul dificultatea întrebărilor de până atunci, da? Da, da. Bine, 6 secunde pentru un răspuns corect. Începem chiar acum, Dublu sau Nimic în deșteptarea. 100 de euro. Pe mine m-a deprimat perspectiva asta cu, domne, 100, ce e să fie 100 bun? Măcar 4. Da. Și iată cât de simplu e. Marius, pentru 100 de euro, cât este radical din 81? 9. Ce mirat a apărut. Da. Și cum ai putea acum să spui mulțumesc frumos, să rămâna pentru masă, am plecat, e foarte bine așa. Nu poți. N-ai bravo. Cum, n-ai cum, păi, ai 100 de euro, Marius? Da, mulțumesc. Un cadou frumos pentru Felicia. Mersi. Asta e taxa de înscriere, să știi, 100 da. De euro. Restul sunt banii tăi. Merge mai departe din oficiu. Nu, Marius hotărăște dacă merge mai departe sau nu. Nu. De data asta merg pe mâna lui Felicia. Dacă o zici că vrea numai 100, mă las la mâna ei, că după ce aia știu polonicul cu alea. Măi, Felicia, nu știi când te mai întâlnești cu șansa asta? Poate mâine. Vezi că sunt câteva mii de poate mâine. Dacă nu zeci de mii. Se înscrie lumea... Păi și dacă-i pierd, după aia să nu mai fac treaba astăzi. Plâng toată ziua. Dar nu știi că primele 2-3 întrebări sunt decente? Adică da. Nu e nimic... De pe la 6 acolo e greu. Da, sunt suficient și 100 de euro. Mi-ajunge să mă duc la shopping. Bine, da. Marius, decizia soției a ta, da. Cum ar veni, da. Zine, decizia, bună decizie. Așa e. Zine dacă mergi mai departe sau nu. Mă opresc aici, vă mulțumesc mult. Felicitări, da. Ai 100 de euro. Felicitări, Felicia. Luca, vino cu întrebarea a doua. Tot timp pentru...
Ca totuși să-i arătăm. Pentru curiozitatea lui Felicia, care era întrebarea numărul 2. E... Da. Uite acum vine Luca cu întrebarea numărul 2. Marius și Felicia. De fapt, Felicia, nu Marius. Felicia, da, m-a supărat. Da. Cum se numește unitatea de măsură care indică valoarea energetică a unui aliment? Kilojoule. Deci vezi că știai varianta aia științifică fantastică cu kilojoule. Aha. Că noi muritori știm pe aia cu calorii. Calorii, da, de fapt. Deci erai peste, primeai 250. Ai înțeles? Da. Acum da, ceartă-te cu Felicia. Bravo. Acum avem subiect de discuție. E da, normal. Da, uite, na, că n-ai avut încredere în mine, nu m-ai lăsat, luam 200. Și da, am dat și răspuns frumos, poate luam bonus. Da, da, era o altă, apărea o altă problemă. Ia. 400 de euro. Acolo e altceva. Înțelegi? La 200 erau... Ar fi câștigat 200, ia deși întrebarea de 400. Hai, vă mulțumim, ne ascultați și mâine pentru întrebarea de 400 de euro. Ok, ok. Eu sunt frumoasă, să fiți sănătoși. Eu sunt convins că ar fi răspuns Marius și la întrebarea de 400. Adică nu era, chiar nu era nimic complicat astăzi. Nu știu, Vlad nu mă crede, dar mă rog, vedem. Mulțumim, ăsta a fost Dublu sau Nimic astăzi. Dublu sau Nimic, cel mai deștept concurs radio, revine mâine în Deșteptarea la Europa FM. I turn